Dacă este să mă gândesc la cele mai bune eclere din Iași, atunci în mod clar Lece are ceea ce trebuie în momentul de față și sunt convins așa că ei și le fac pe cele mai bune. Hai să vă prezint azi ceea ce oferă Lece, să mergem puțin pe la ei, să cumpărăm un ecler și un mufisant delicios și să vă zic părerea mea despre el. Vă zic din prima că am mai fost pe la ei, deci ceea ce veți vedea în acest clip nu e chiar un first taste, dar am zis că fac niște produse atât de bune încât chiar merită să le fac o prezentare și aici pe canal. Deci hai să mergem împreună să vedem o parte din istoria acestui chioșc de cafea care s-a specializat și pe eclere și să vedem ceea ce ne oferă ei. Am să vă duc la locațiile din oraș, vom vedea cum e servirea și vom degusta împreună ceea ce oferă Lece. Deci hai să-i dăm drumul. Lece este un chioșc de cafea de specialitate care pe lângă cafeaua delicioasă oferă și, da, eclere de toate tipurile. Pentru persoanele care vor să mănânce, ceva deosebit. Businessul a fost realizat de Ștefan Hitruc, care inițial a cochetat cu actoria, dar mai târziu dându-și seama că cateringul este opțiunea mai bună. Inițial a livrat sandvișuri, dar pe măsură ce a trecut timpul și-a dat seama că era cerere și de desert. Precum Banana Bread, care da, era și mai ușor de gestionat. El a devenit între timp furnizor pentru mai multe dintre cafenelele din Iași, punându-le la dispoziția acestora pentru prima dată Orange Cake și Mango Bread. Ulterior, acesta și-a dat seama că cel mai bine este să aibă un spațiu al lui, unde să vândă aceste produse. Și astfel a apărut Lece, un chioșc de cafea de specialitate, situat în zona complexului Royal Town din Copou. Pe lângă fel de fel de checuri, acesta a început să ofere și clienților eclere, și anume cam cele mai bune eclere din oraș, care de obicei se cam terminau așa la câteva ore după ce erau puse în vânzare. Rețetele pe care le folosește sunt destul de unice, el inspirându-se de la locuri precum Chocolat, French Revolution sau Grace din București, pentru a realiza aceste eclere. A luat cam un an de zile pentru a ajunge la forma eclerelor pe care le consumăm azi. Și da, a fost foarte mult de muncă cu trials și errors, dar a meritat, zic. Pe partea de cafea, acesta a colaborat cu Navar. Și da, i-a mers foarte bine pentru că este foarte important ca o cafea să fie cât mai bună. Iar în combinație cu eclerele delicioase, a ieșit ceva superb. Deocamdată nu am făcut clipul, dar vă pot spune că în momentul de față Lece mi se pare peste French Revolution la cafea, din București la capitolul cafea. Dar asta vom vorbi soon în clipul pe care îl voi face despre French Revolution din București, că am trecut și pe acolo. Trebuie să o menționez în clip și pe Carmen Moriano, care este partenera lui Ștefan și se ocupă de partea de design. Și de aspectul chiar fain, aș putea spune, pe care l-au locațiile. Dar și aspectul produselor pe care le poți lua de la Lece. Poți petrece un timp foarte plăcut în locație și te poți bucura de atmosfera foarte plăcută. So, yeah, Lece oferă o combinație delicioasă de deserturi, dar și o cafea excelentă. Iar azi vom merge împreună și să vedem dacă se ridică la nivelul ăla la care mă aștept, actually, să se ridice. Așa că am luat decizia de a merge la ambele locații pentru a vedea cum se prezintă acestea. Prima locație se află, după cum am zis, lângă Royal Town, deci am avut puțin de mers până acolo pentru că se apropie cam de ieșirea din oraș. Iar a doua locație, mai accesibilă, se află la Casa Studenților. M-am gândit să merg întâi la Casa Studenților și să stau la terasă ca să vă arăt atmosfera și ceea ce mi-am luat și apoi să trag o fugă până la Royal Town pentru a vă arăta și a doua locație, care de fapt a fost prima înființată. Așa că da, am pornit și am luat cel mai tare tramvai din lume ca să mă duc la prima locație. Doar că nici nu am plecat bine de acasă și s-a întâmplat asta. Am prins o zi superbă de a face clipul ăsta pentru că s-au blocat literally toate tramvaiele din oraș și am rămas undeva în mijlocul orașului. Că durează puțin să ajungi acolo, dar da, se face. Mergem pe jos, vedem. Poate și revine, da. Și da, nimic nu m-a putut opri de a ajunge la eclerele alea beton de la Lece. Între timp, tramvaiele au început să-și revină, dar am continuat să merg pe jos pentru că nu e chiar atât de mult de mers pe jos de unde am rămas până acolo. Și astfel, ușor-ușor, am ajuns la locația de la Casa Studenților. O locație micuță așa, dar destul de cozy. Situată la distanță de bulevardul principal, deci din punctul de vedere al gălăgiei nu este neapărat o problemă. Plus că ai un view de sus a zonei de la baza copoului și râpa galbenă. Și astfel am ajuns la intrare și bineînțeles m-a întâmpinat Coffee X Eclairs. Lucrurile de bază aici. Și am intrat, iar multitudinea de eclere era pentru toate gusturile. Poți să-ți alegi o mulțime de bunătăți de aici. Mi-am luat un mufisant cu caramel sărat și, bineînțeles, preferatul meu, eclerul cu fructe de pădure, care de fiecare dată este un adevărat deliciu. Și am vrut să mă conving și în acest clip că da, lucrurile sunt clare și eclerul este ceea ce trebuie. Și cam așa arată băuturile, poți alege dintr-un număr mare de băuturi, dar în cazul meu m-am orientat către un cafe latte, să vedem dacă gustul e acolo. M-am dus la terasă sus și cam așa se prezintă ceea ce am luat. Eclerul ăsta delicios are în compoziția sa ou, lapte, făină și unt, smântână, piure de căpșuni, ciocolată albă, fructe de pădure și sare. Iar mufisantul ăsta foarte aspectos, cu caramel sărat, este realizat din ou, lapte, făină și unt, zahăr, mascarpone, smântână și sare. Și da, mi-a venit și cafeluța care arată și ea excelent la prima privire. Mai multă spumă, așa cum îmi place mie. Deși nu am notat prețurile, totalul a fost de 51 de lei pentru un mufisant, un ecler și o cafea. Da, sunt niște deserturi cu un preț
mai mărișor, așa. Dar all in all e worth it, pentru că la gust sunt foarte bune, adică merg încercate odată. Am început prin a rupe mufisantul ăsta în două. Mă rog, aici ați avut tentativa de a vă arăta crema dinăuntru și nu prea se vede. Dar vă garantez că avea multă cremă și astfel a luat prima gură. Nici nu vă pot spune ce bune. Jesus. Și-am luat și o gură de cafea. Merge. Aici se vede puțin mai bine crema de mufisant, iar acum a venit și timpul eclerului să vedem cum e. Un ecler plin de cremă și foarte aspectos, așa? Acesta fiind și preferatul meu de la ei. Hai, cheers. Good. Și n-am mai uitat puțin crema din interiorul mufisantului, dar chiar un desert foarte gustos. S-a mai luat și cafeluța și după ce am terminat, am pornit către a doua locație a celor de la Lecce. Da, adică ca gust și ca asta n-ai ce zici, e super. De eclere... Nu pot spune dacă treceți pe aici prin Iași neapărat să mergeți să le încercați, pentru că sunt foarte, foarte, foarte bune. Și celălalt desert, și ăla a fost bun. Mi s-a părut chiar mai bun, puțin decât eclerele, dar... Cum merge la cele două locații? Prima, de fapt, locație care o port în Iași. Eu leacă mai nară unul în afară orașului, dar gen puțin mai departe față de asta de aici. A doua locație este, de fapt, prima care a apărut în Iași. Și încă din momentul când a apărut, a avut un succes foarte mare. Pentru că eclerele erau vândute într-un număr foarte mare. Încă de când erau scoase la vânzare aici. Și trecând de tunurile din Copou, am urcat dealul către locația 2, în așteptarea unui autobuz să mă ducă până acolo. Și astfel am ajuns la a doua locație. Dar între timp am primit un mesaj ultra important chiar de la ei. În timp ce filmam asta, am pus pe Instagram un story și le-am dat tag cu mufisantul ăla cu caramel. Și mi-a dat reshare și mi-a dat tag acolo și mi-a zis că mai degrabă îl încerc mufisantul cu fistic, că ăla e cea mai bună lor și cea mai plăcea. Și am zis, mama, dacă tot am venit sus, hai să băgăm și ăla cu fistic, să vedem cum e, că... cred că e bun acela. Să mi-mi place fisticul de aici. Dacă e, mergem să vedem sumul fisant fistic de aici din Copou. Vă spun părerea. Așa că da, m-am dus și am cerut direct mufisantul cu fistic de la cea de-a doua locație, Lecce, din Iași. Și astfel s-a luat mufisantul, după cum se poate vedea foarte arătos. 21 de lei a costat acest mufisant cu fistic și l-am mâncat în timp ce mergeam pe jos. Adică l-am luat on the go. De aici, de pe marginea drumului. Hai, cheers! Da, e bun. Cred că e mai bun totuși decât ăla cu caramel. Să uitați ce umplutură are, Jesus Christ. Merge, hai că-l bag. Și da, din punctul de vedere al umpluturii, chiar era plin de cremă. Și per total a mers foarte bine acest mufisant. Dacă sunteți turist, în special, puteți veni aici la Lecce, în capăt la... În capăt Copolului și literally să mergeți la vale până în centru. Și să vedeți cam tot orașul, basically. Da, da, e bune. Și cafeaua, și dulciurile, bineînțeles, mai ales eclerile. Și da, cu asta putem spune că Lecce a trecut în mod clar testul gustului bun și chiar oferă niște deserturi wow și o cafea cum trebuie. Chiar nu am avut nicio chestie de care să mă plâng la ei. Servirea a fost ok, dulciurile super, cafeaua nice și prezentarea faină. Deci din punctul meu de vedere un 10 din 10 banane, complet meritat. Chiar recomand o vizită aici și cu siguranță nu veți fi dezamăgiți. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat acest clip, iar dacă v-a plăcut nu uitați de un subscribe că mă ajută foarte mult. Ne auzim în următorul clip.